Bună ziua, dragii mei telespectatori, puterea dragostei! Bine ne-am reîntâlnit. Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului și pentru distribuirea lui. Vă îmbrățișez cu drag pe toți cei care îmi distribuiți vlogul. Să ne facem cunoscuți și comunitatea mult mai mare, deoarece urmează să facem live-ul telespectatorilor săptămâna asta sau cealaltă, mai mult ca sigur. Și acum să începem. Dragii mei telespectatori, puterea dragostei, ce să văd ieri în emisiune? Vreau să spun că am fost foarte, foarte deranjată de reacția lui Nicolas. Am văzut că s-a certat Nicolas cu Georgiana. Bineînțeles că toată casa băieților și Adelina au sărit pe Georgiana. Adelina n-a pierdut ocazia să scoată în evidență că este prima dată când Georgiana refuză cadru, refuză camera. Măi, Adelina, iar ne arăți câtă răutate zace în tine. Dar te voi lua imediat, Adelina. Acum vreau să punctez la Nicolas și la Georgiana. Dragii mei telespectatori, ce am putut să văd, am rămas uimită ce poate să facă un bărbat, dar nu îl pot numi bărbat. Scuzați-mă pe mine, dar nu îl pot numi bărbat. Acest specimen de om n-are nicio treabă. Din ce am înțeles, el s-a supărat foarte tare că Georgiana ar fi vorbit, ar fi făcut un live și ar fi intrat Bobicioiu, fiind fostul ei prieten iubit acum 2 ani. Și știți destul de bine că i-a spus că i-a luat un cadou. Și Georgiana i-a spus, da, sunt bucuroasă, aștept ceva de genul. Să ne întâlnim, să-mi dai cadou. Dragii mei telespectatori, se întâmplă ca soț-soție să aibă o relație și să rămână prieteni. Nu neapărat dacă am avut o relație, trebuie să devenim dușmani. În primul rând, dăm dovadă că suntem oameni și că relația s-a închis, dar suntem totuși prieteni. Ce se constată la acest Nicolas? Că începe și o înjură și o face în toate felurile și am auzit că a intrat pe live-ul respectiv și a început să o înjure pe Georgiana și pe toți care erau pe live. Din punctul meu de vedere, Nicolas este strigător la cer ce s-a întâmplat și cum reacționează. Și atunci îmi pun o întrebare. Oare cine s-a făcut de râs? Nu tu, Nicolas, ți-ai arătat adevărata ta față? Oare cum crezi că vor mai sta femeile cu tine? De ce ai vârsta asta și nu ești însurat? Păi uite că ne-ai dat răspunsul. Comportamentul tău lasă de dorit. Faptul că ai înjurat-o și ai înjosit-o pe Georgiana, crede-mă că nu ai făcut altceva decât te-ai înjosit tu. Nu Georgiana a râs de tine. Tu te-ai făcut de tot râsul și vreau să-ți spun un lucru. Prin faptele tale ne-ai arătat un lucru. Că de fapt viața râde de tine și băutura din tine își bate joc de tine. Îmi cer scuze, dragii mei telespectatori, mi-am propus să nu-i mai atac atât de dur pe acești concurenți. Dar dați-mi voie să îi spun că e un mare boschetar. După părerea mea, am vrut să nu-i mai jignesc, dar nu se poate, că văd că atitudinea pe care ne-o arată și comportamentul lor, nu am cum să nu-i taxez pe faptele lor. Atitudinea pe care ne-o arată acest individ nu ne arată decât că este un mare boschetar, că nu are pic de educație și că va rămâne mai mult ca sigur băiatul mamei. Oare mama ta este mândră? Nicolas, că nu vreau să știu ce a fost în sufletul părinților Georgianei. Ce făcuse atât de grav? Stau și mă gândesc, dragii mei telespectatori, se întâmplă
știm destul de bine, ca bărbatul femeia să-l înșele pe bărbat și să o prindă. Ce-ar fi făcut acest Nicolas? Ar fi omorât-o pe Georgiana? Ce ieșiri sunt astea? Să-ți fie rușine, măi, tataie, măi, Nicolas, mai mult ca sigur tu vei rămâne băiatul mamii. Nimeni, nicio fată, prin ce ai arătat tu aici, în emisiune, n-o să stea cu tine. Bașca că ești dependent de băutură și vii și ne arăți ce? Îmi pare foarte rău de ce s-a întâmplat. Și tare aș vrea ca Georgiana și toate fetele să pună punct la astfel de bărbați. Nici să nu-l mai băgați în seamă. Mi-ar plăcea ca toate fetele să se unească și să elimine astfel de bărbați care jignesc și umilesc femeile. Cum este posibil, dragii mei telespectatori, ca acest individ să spună că nu știu ce i-a făcut la baie? Măi, nesimțitule, ești un mare, mare nesimțit. Bravo ție, Răzvan, că i-ai atras atenția acestui boschetar, Nicolas, că nu este ok să te comporți așa cu o femeie. Dar, repet, Nicolas, tu te-ai făcut de tot râsul. Râde o țară întreagă de tine și nu știu care femeie ar mai vrea să se apropie de tine. Am trecut cu vederea că ai înjurat-o, că ai vorbit-o urât, că ai dat cadouri după care le-ai luat, că ai fi vrut să-ți ia și ea cadouri scumpe, da? Vai de tine. Să-ți fie rușine. Mi-e scârbă de tine, Nicolas. Tare aș vrea să dispari cât mai repede din emisiunea asta ca să nu te ia nimeni drept exemplu. Ești un borfaș, atât, dependent de băutură și foarte needucat cu femeile. Să-ți fie rușine. Nici nu vreau să mai aduc în discuție numele tău, personajul tău, vedeto, care acum vă credeți pe tarla la părinții voștri și vă arătați lipsa de caracter. Foarte urât. Să-ți fie rușine, Nicolas. Un dislike din partea mea. Ar trebui să te voteze toată lumea la eliminare. Nu faci cinste statutului de bărbat, decât de boschetar. Să-ți fie rușine. Și Radu susținea, ați văzut că eu am avut dreptate. Păi măi, ferentaristule, tu faci asta la femei. Și de asta crezi că toți bărbații fac. Dar se vede cu ochiul liber că Nicolas este un borfaș și că ar fi vrut la centură. La centură cu voi, luați-vă centuriste. Nu femei cu bun simț, nu femei educate, la centură, scurtul 20 de lei, 30 de lei, cât o fi, nu știu. Acolo sunteți voi, de speța aia vă trebuiesc femei. Îmi cer scuze, dragii mei telespectatori, că am avut ieșirea asta, dar chiar m-a enervat foarte, foarte tare ce poate să se întâmple și ce borfași de bărbați avem în jurul nostru. Să-ți fie rușine. Încă o dată, bravo ție, Răzvan, că i-ai atras atenția. Dar e atât de bădăran, cred că era beat. Atât de bădăran încât n-a văzut. Dar tare aș vrea să știu reacția mamei lui. Dar mai mult ca sigur, asta a văzut în familie. Și el și Radu, că altfel nu-mi explic. Un bărbat nu are cum să se comporte decât dacă a văzut în familia lor așa ceva. Să vă fie rușine. Deci, repet încă o dată, viața și-a bătut joc de Nicolas, nu Georgiana, de tine. Viața și-a bătut joc de tine și băutura și-a bătut joc de tine, tataie. Să-ți fie rușine.
Ce mai vedem? Că Adelina îi spune Georgianei că nu are principii. Măi, Adelina, tu ai principii? Tu crezi că ai principii? Păi atâta timp cât ai venit într-o emisiune și te întâlnești cu ferentaristul ăsta care e un needucat, cel mai needucat bărbat din casă, oare tu ai principii? Tu ai principii ca femeie, fugând, ai fugit prin pivniță să te împuiezi, să te umpli de smântână? Tu ai pretenții și dai lecții de moralitate la femei? Tu ar trebui să tași, mă. Tu ar trebui să te bați sub pat. Adelina, când e vorba de moralitate, tu și cu Ana n-ați făcut altceva? Ați uitat că ați venit într-o emisiune și să faceți sex. Dar unde vă credeți, dragă? În vacanță? Ar trebui să vă pună un pat matrimonial, să vă închirieze o cameră și să vă pună pat matrimonial, mai ales ție, Adelina și ferentaristului, că văd că voi sunteți în vacanță. Voi n-aveți reguli, nu e nicio problemă asta cu principii nasote. Să te întâlnești cu bărbații pe afară că doar e iubitul. Dragă, dar voi câți iubiți aveți? Cu toți vă culcați? Chiar cu toți? Ferească Dumnezeu! Astea da principii. Am eu un iubit de 3 zile și mă culc de 2 ori cu el. Ceva de genul, voi sunteți. Și tu vii într-o emisiune și spui, da ce, e normal să mă culc cu prietenul? Păi ia-l și du-te acasă. Nu sta într-o emisiune să vă porcăiți și să veniți la televizor. Ați uitat toate regulile. Sunteți în vacanță. Vă coțăiți pe unde vă prindeți și veniți în emisiune ca și cuplu. Păi plecați, că n-aveți nicio treabă să ne arătați puterea dragostei. Ne arătați puterea împuierii. Acum Radu vrea să tragă tare, să rămâi gravidă ca să se împuieze în puterea dragostei. Poate ajunge și copilul în puterea dragostei. Voi de capul vostru și mai aveți pretenții la alți concurenți și mai dați și lecții de moralitate. Voi făcând sex pe unde vă prindeți. Voi de capul. Dar încă o dată spun, nu este de vină decât doamna Dorobanțu, că a acceptat așa ceva și producătoarea. Păi nu mai este emisiune, e deja dezmăț. Ăștia doi sunt în vacanță. Se împuiază în emisiune, dragii mei telespectatori. Pentru ce îi mai țin? De ce nu le dă drumul acasă? Că oricum, fetiță, asta care dai lecții de moralitate, ți-ai pus întrebarea dacă ar fi să fii gravidă și să te împuiezi. Ce faci cu Radu? Că Radu nu este bun de nimic. Rămâi și cu plodul în brațe. Radu nu muncește. Nu-i place munca, că se vede că atârnă de 1 an jumate. El nu e în stare să se îngrijească el pe el. Dar rămite un copil. Ce educație va primi copilul ăla de la acest borfaș care te înjură și țipă? Și am mai auzit acum, păi ce mai mă port urât? Păi tonul care îl abordezi și reacțiile pe care le ai nu mă duce cu gândul decât că ai văzut în familie ferentaristule, că altfel nu se poate. Dar tu acum te abții foarte mult să nu mai jignești atât de tare și să o înjuri și să sar la bătaie, că știi că ești filmat. Dar după reacțiile tale, mai mult ca sigur, Adelina nu va mânca mâncare cât va mânca bătaie. Iar copilul ăla să-l ferească Dumnezeu, dacă ar fi să se nască. Vai, vai de el! Mi-e milă în ce anturaj va crește. Iar tu, Adelina, îți garantez eu, Laura, că după emisiune, cât mai durează, câteva luni, vei rămâne cu un plod în brațe, pentru că ăsta nu și-asumă creșterea copilului, că nu e capabil. El ar vrea, dar e mai greu să te scoli dimineață și să te duci la muncă. Dar vei munci tu. Vei avea tu 3 joburi. La 20 de ani, să rămâi cu un plod în brațe, cu astfel de bărbat, păi să nu mai spui că ai principii. Că ai nebuneală și prosteală în cap.
Și ceea ce arătați voi că vă aud, păi ce s-a dus și Daniela la fel, dar ce dragă ce a făcut că s-a dus cu iubitul? E curvărăsie, drăguță. Cum avem un iubit, gata, cădem la așternut? Asta nu ne arată decât că e curvărăseală. Atât. Îmi cer scuze, dragii mei, telespectatori, că pronunț astfel de cuvinte, dar trebuie să-i scutur un pic pe acești tineri care cred că viața e foarte ușoară, floare la ureche. Nu. Cel mai ușor lucru pe pământ este să faci un copil. Cel mai greu lucru pe pământ este să crești un copil. Dar Adelina, văd că ești bătută în cap și nu realizezi. Dar pe mine prea puțin mă interesează. Poți să faci ce vrei, dar cel puțin nu mai da lecții de moralitate și nu mai scoateți voi astea, pupezele astea care cădeți așa la așternut. Dar ce dragă, ce e grav că te-ai dus cu iubitul la hotel? Da, e foarte, foarte grav că arăți că ești o femeie ușoară. Și cum ai un iubit, nu faci altceva decât te duci și te coțăi cu el. În primul rând, nu aveți demnitate. Și ați uitat un lucru important, că sunteți într-o emisiune, nu sunteți pe tarlaua voastră. Să vă fie rușine că puteți să dați exemple și să spuneți că este ok ce faceți. Nu, dragii mei tineri, nu luați astfel de exemple. Veți vedea dacă fata asta, ia pasta, Adelina, care se coțăie cu Radu pe unde prinde, va rămâne cu un plod în brațe. Nu faceți așa. Nu o luați drept exemplu. Este așa, nu. Nu. Pentru că ea e inconștientă ce urmează să îi se întâmple și ce viață va duce copilul cu un astfel de tată. Dragii mei telespectatori, dați-vă și dumneavoastră cu părerea referitor la Adelina. Dacă vi se pare un lucru bun ceea ce afirmă ea și ce vrea să facă, că acum trage tare să rămână însărcinată, să se împuieze în puterea dragostei. Că am văzut că Radu se fălește cu lucrul ăsta. Să-ți fie rușine, derbedeul, că nu ești în stare să te îngrijești pe tine. Mai vrei și copil. Vai de capul tău! Vai de capul tău! Ce vedem? Că Radu iar se leagă de Adriana și spune că s-a folosit de Adriana, ca să vedeți hal de bărbați. Ca să vedeți hal de bărbați. Ăștia care n-ar trebui nici să-i salutăm, nici să-i băgăm în seamă. Când vreodată Adriana s-ar fi uitat la tine? Dacă a fost, a fost să se lege pentru emisiune, dar pe stradă nu te-ar fi băgat în seamă și multe, multe fete, inclusiv Daniela, asta Adelina a spus. Dar văd că i-a luat Dumnezeu mințile și acum vrea să se împuieze. Împuiați-vă, mă. Bravo! Împuiați-vă că o să vă dați cu pumnii în cap, că nu știți ce înseamnă un copil. Ce-am mai văzut, dragii mei telespectatori, că intră Antonia. La prima vedere mi se pare o fată ok. Am niște semne de întrebare la ea, nu știu de ce, cum a putut să se asocieze cu Lătruț, dar pe parcurs o să îmi fac o părere și despre Antonia. Acum mi se pare o fată ok, îngrijită, dar v-am spus, am niște rețineri. Faptul că i-a plăcut Lătruț spune multe despre ea. Voi vedea pe viitor. Ce m-a deranjat? Codruț, deci nu știu ce au avut ieri băieții în emisiune. Măi, voi ați băut sau ați tras ceva? Că ați fost paraleli, unul mai obraznic altul. Codruț se ia de Antonia că în România e foame mare și că de asta s-a întors. Măi, Codruț, iar ai luat-o razna? Iar ești pe proverbul ăla, lupul schimbă părul, dană ravulba? Păi tu ca bărbat atragi atenția unei femei că a venit, păi tu ce cauți în emisiune? Nu cumva ți-e foame? Nu cumva ți-e frică că în România este foame? Mă, voi chiar nu gândiți? Ce vârstă ai, Codruț? De stai într-o emisiune a târnache pentru Papa Moca și te legi de niște fete. Să-ți fie rușine. E, vezi? Voi sunteți învățați să vă ia
femeile Adidas, mașini și tot voi sunteți tari în gură când ar trebui să băgați capul în pământ precum struțul. Să-ți fie rușine, prostituer. Vă că revii iar la caracterul și atitudinea pe care ai avut-o înainte să fii cu Naba. Intră și Iasmina. Bravo ție, Iasmina, mi-a plăcut foarte tare de tine că i-ai spus ferentaristului care s-a legat de voi, le-a căzut fața, mai ales Danielei, erau terminați, că ați venit în emisiune înapoi și ați făcut relație după care v-ați întors. Și tu ai spus un lucru foarte mare. Păi decât să am relație ca voi și să mă duc pe la hotel și să nu respect regulamentul emisiunii, mai bine mă duc acasă. Asta înseamnă să fii om. Asta înseamnă să ai demnitate. Nu ca ăsta care, ferentaristul ăsta care acum este pe terenul lui, se crede pe tarlaua din Ferentari, de la ghetouri de acolo. Se dezbracă în emisiune, se împuiază în emisiune, face legea el în emisiune. Deci el se crede acolo, la ghetouri, în Ferentari. Bravo ție, Iasmina! Mi-a plăcut foarte mult de tine că ai știut să punctezi acolo când trebuia și cui trebuia. Daniela, am văzut-o foarte, foarte frustrată de intrarea fetelor. S-a schimbat la față, chiar și concurenții au observat. Daniela, mare atenție, că acum se pare că sunt fete înțelepte, cu o educație și s-ar putea să nu-ți mai țiasă planurile așa cum vroiei tu, fiind decât femei de speța voastră, mahalagioice. Vom vedea. Ce-am mai văzut? Că a intrat moderatoarea și l-a luat la rost pe Nicolas. Da, un pic mai dur aș fi făcut. Și cred că orice altă moderatoare, ținând cont ce a putut să facă acest boschetar Nicolas. Dar haideți să trecem cu vederea. Am văzut că George i-a făcut cadou Danielei. Este un gest frumos din partea lui George, dar îmi pare nespus de rău că nu-și dă seama că toți îl iau la mișto și că este clovn în emisiune. Poate Marinescu încearcă să vorbească cu George și să îi explice ce se întâmplă în viața de zi cu zi și să nu mai fie atât de naiv George. Să nu gândești că Daniela s-ar uita vreodată la tine. Daniela vrea de la cu bani, șmecherit. Dacă tu ai bani, George, te va mânca de bani, după care îți va da papucii. Trebuie să ai chepsisul ăla. Asta e, poate reușește Marinescu să te mai instruiască un pic. Ce-am mai văzut? Că ați văzut, Radu scoate în evidență că este iapa lui însărcinată. Ce-am mai văzut, dragii mei? Că intră Marinescu. Când a intrat Marinescu, le-a căzut fața la toți. Radu mai avea un pic și făcea atac de cord. Era roșu, arunca foc pe nări. Și a spus exact ceva de genul: hai mă, milogule. Măi, milog ești tu? De un an jumate nu ți-ai văzut familia, nu ai fost acasă și deși porcă ești, mă, te-ai făcut de râs și ți-e foame în continuu, ești flămând. Cum poți să-i spui tu lui Marinescu milog când tu ești rușinea României și tu de un an jumate ești plecat de acasă, milogule, fomistule? Ce-am văzut, ca să vedeți lipsa de educație? Marinescu, băia finuț, educat, s-a dus să dea noroc cu toți. Bineînțeles că ferentaristul nu a vrut, că a venit pe terenul lui, pe regulile lui. Bă, ia-ți gradele, bă, bagă-le la gunoi. Bagă-le la gunoi că ți-a venit nașul. Ți-a venit nașul. Și
Ne-ai arătat cât de prost ești, măi, Radule, mă. Să crezi că a venit pe terenul tău. Mă, ți-a cumpărat tăică tu emisiune. Vai de capul tău câtă prostie ai în cap. Ne-ai arătat câtă frustrare ai și că mai aveai un pic și făceai infarct, mă. Mai aveai un pic și făceai atac de cor, mă. Accident vascular, ferească Dumnezeu, nu-ți doresc. Dar la cum mai ai reacționat? Se vede că ți-e foame rău și știi că banii ciuciu. Ana a punctat foarte bine, bravo ție, Ana, că ți s-a dus vremea. Gata, a venit Marinescu și cam ți s-a dus vremea, rămâi tu istorie, măi Radule, ca bubui Facebook. Toată lumea este în extaz. De ce? Că a venit Marinescu și și-a găsit nașul ferentaristul care se crede pe tarlaua părinților în emisiune. Se împuiază în emisiune, face el reguli. Să vedem acum dacă mai reușești. În primul rând, ai arătat ce educație ai refuzând norocul bărbătește. Deci nu ești bărbat. Asta e. Îmi pare rău să spun și că ți-e cam frică de Marinescu. Iar Adelina este foarte, foarte crispată, nu care cumva să vadă nebunul vreo reacție la ea și Marinescu să acționeze nebunul. Vai de capul tău că te va lega de calorifer. Vai, vai de capul tău. Dragii mei telespectatori, abia aștept să înceapă emisiunea să vedem ce se mai întâmplă și ce face Marinescu. Și din câte am înțeles, miercuri intră Maria în emisiune, la noi în case. Vom vedea ce face a noastră Maria. Vă pup cu drag a voastră, Pandele Laura. Nicolas, să-ți fie rușine. Sper să dispar cât mai repede de acolo. La revedere!